Haideți să stăm înaintea Domnului fiecare dintre noi, pentru că am fost provocați la al cinsti pe Dumnezeu. Vreau doar să conștientizăm că atunci când venim aici, unul dintre scopurile principale pentru care venim este o întâlnire personală cu Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrul ăsta, și vreau să știți lucrul ăsta: când nu ai urechile deschise la Dumnezeu, când nu ai starea potrivită, când ești mai degrabă pe afară decât înăuntru, să știți că nu pe oamenii care caută să slujească pe Dumnezeul dezonorați, ci pe însuși Dumnezeu pentru că este planul lui Dumnezeu pentru toți cei care suntem aici azi, acum, ca El să ne vorbească ceva specific nou. Știi lucrul ăsta, Dumnezeu are un plan specific în a-ți vorbi ție specific. Când mergi într-o biserică și nu auzi luni de zile sau ani de zile prin Cel ce vorbește în față, nimic de la Dumnezeu e timpul să mergi într-un alt unde poți să auzi de la Dumnezeu. Pentru că fără auzirea cuvintelor lui Dumnezeu, niciun dintre noi nu putem funcționa corect. Și atunci e important, în primul rând, să ne punem inima într-o stare în care să poată să audă de la Dumnezeu. Știți că Biblia vorbește despre lucrul ăsta. Știți că inima nu poate primi în orice fel cuvintele lui Dumnezeu. Știți care este postura a inimii despre care Biblia spune că trebuie să o avem ca să putem să auzim, să primim cuvintele lui Dumnezeu? Hmm? În Iacov 1, Cuvântul Lui Dumnezeu spune să nu fim ascultători tuci și apoi zice să primiți cu blândețe în greacă, cu smerenie cuvântul lui Dumnezeu care vă poate mântui sufletele. Deci trebuie să fii într-o stare a inimii, a smereniei, ca să poți să primești. Ești într-o stare de smerenie, a inimii, ca să poți să primești. Sunteți cu mine? Dimineața asta sunteți foarte liniștiți. Am observat asta din timpul închinării. Mult prea liniștiți. Să nu confundăm starea asta cu o stare de smerenie, că nu e. Dar trebuie să ne punem într-o stare fiecare dintre noi pentru a auzi de la Dumnezeu. Și atunci, poate rugăciunea cu care să începem dimineața asta, fiecare dintre noi, ei, Doamne, sunt în acest loc. Vreau ca Tu să-mi vorbești. Deschide mintea mea să pot să înțeleg, deschide inima mea, vreau să mă pun într-o postură de smerenie înaintea Ta, ce vrei tu să spui inimii mele în această dimineață? Care e motivul pentru care sunt în acest loc azi? Vorbește inimii mele. Sunteți cu mine? Haideți cu toții să facem lucrul ăsta. Haideți să stăm fiecare dintre noi înainte lui Dumnezeu și să spunem, Doamne, sunt aici, în acest loc în care se cheamă numele Tău. Și îmi doresc ca Tu să vorbești ceva specific inimii mele. Doresc să-mi deschizi ființa ca să pot să înțeleg cuvintele tale, care sunt mai mult decât cuvinte. Cuvintele tale care sunt Duh și viață, să atingă ființa mea, să transforme ființa mea. Ceea ce tu vrei să comunici inimii mele, să fie un cuvânt care duce la transformarea ființei mele, la noirea ființei mele. La mântuirea ființei mele. Cuvântul tău să fie viu și lucrător astăzi în mine. Vorbește, Doamne, că robul tău ascultă. Doamne, mă rog să ne dai urechi care aud. Mă rog să ne dai ochi care văd. Mă rog să ne dai o inimă care nu este împietrită față de tine, ci o inimă care se supune, care ascultă, care caută să împlinească planurile tale. Doamne, în aceste vremuri în care oamenii trăiesc după poftele și dorințele lor, inconștienți că sunt în planurile celui rău, Doamne, vreau să mă rog ca Tu să ne descoperi planurile Tale. Vreau să te rog ca Tu să vii și să bați la ușa inimii noastre. Vreau să îți cer să ne trezești la adevărata viață, la adevărata trăire. Vreau să-ți cer, Doamne, Dumnezeul meu. Ca tu să vorbești prin cuvântul tău, inimilor noastre, ca să putem împlini planurile și scopurile tale. Amin. Amin. Săptămâna trecută am vorbit despre planul lui Dumnezeu cu, cu oamenii. Nu știu dacă vă aduceți aminte sau nu vă aduceți aminte, dar am vorbit despre faptul că există un plan general al lui Dumnezeu. Și planul general al lui Dumnezeu este. Glorificarea lui Dumnezeu și extinderea împărăției sale. Scopul existenței tuturor oamenilor pe pământ este să-l glorifice pe Dumnezeu și să extindă împărăția lui. Niciun om nu poate să trăiască sau nu are un plan diferit de planul acesta. Toți oamenii, pentru toți oamenii, ăsta este planul. Planul este extinderea împărăției lui Dumnezeu. Ăsta este planul general, voia generală a lui Dumnezeu. Și apoi v-am spus că în voia generală asta lui Dumnezeu, în chemarea lui Dumnezeu de a extinde împărăția Lui, fiecare dintre noi ni s -o niște lucruri specifice în care noi suntem chemați să trăim. Sunt niște lucruri specifice, unice, pentru tine, pentru viața ta. V-am spus că Dumnezeu ne dă potențial unic, valori unice, dacă vreți, daruri unice, lucruri unice în care noi să o umblăm pentru a putea împlini acest plan al lui Dumnezeu. Dumnezeu n-a creat nimic din amuzament, Dumnezeu n-a creat nimic din accident, din greșeală. Toate lucrurile create de Dumnezeu în scripturi au un scop, au un scop. Tu ai fost creat cu un scop. Când deschizi Biblia, pe prima pagină, pe prima pagină, deja sunt în desfășurare planurile lui Dumnezeu. Și fiecare lucru creat în amănunt acolo de Dumnezeu. Și dacă vă aduceți aminte, Cuvântul Dumnezeu spune foarte clar că El a creat și munții și apele cu un scop. Munții și apele au un scop și scopul lor să știți că nu este doar să te uiți și să vezi, mamă, ce frumoase sunt. Există un scop specific al lor. Dumnezeu a creat și plantele cu un scop și animalele cu un scop și toată diversitatea asta de plante și de animale să știți că au fost create cu un scop. Și v-am zis, poate uneori tu nu vezi care ar fi scopul creierii șobolanilor, sau care ar fi scopul creierii țânțarilor, sau sunt anumite ființe care nu neapărat îți plac ție, dar în economia lui Dumnezeu fiecare lucru a fost creat cu un scop. Și pentru că noi suntem în coroana creației lui Dumnezeu, cu atât mai mult existența noastră este cu un scop. Și vreau să știți lucrul ăsta, fiecare dintre voi și Domnul să vă deschide urechile, să auziți, ne-am fost creați pentru a face ceva valoros în viață, să știți. Am fost creați pentru ceva valoros. Dumnezeu avea ceva ce trebuia făcut și tu ai devenit o necesitate a lui Dumnezeu. Dumnezeu te-a creat, te-a adus pe pământul ăsta pentru a împlini ceva specific ce este valoros în planul Lui. Dumnezeu nu a creat nimic, repet lucrul ăsta din amuzament, nici măcar pentru frumusețe, să știți, chiar dacă ceea ce a creat este foarte frumos. Scopul lucrurilor nu a fost frumusețea lor. m -au zis? Aoleu. Sunteți cu mine? Scopul creierii lucrurilor, să știți, că nu a fost frumusețea lor. Noi stăm și vedem frumusețea lucrurilor create de Dumnezeu și ne cuprinde un sentiment, un sentiment lăuntric, de uimire la adresa Lui Dumnezeu, dar vreau să știți că scopul creierii tuturor lucrurilor nu a fost, nu a fost frumusețea, ci un plan mai dinainte făcut de Dumnezeu cu privire la fiecare lucru. Uite, vă dau un exemplu. Chiar și culorile florilor pe care le culegem și le punem în case, nu sunt pentru frumusețea lor. A știut? Culorile pe care le au plantele, nu sunt pentru frumusețea lor. Am descoperit faptul că anumite insecte pot vedea doar anumite culori. Să Dumnezeu a făcut florile în diferite culori pentru a atrage doar anumite categorii, feluri de insecte. Să culoarea specifică fiecarei flori are un scop. Poate n-ai stat și nu te-ai gândit niciodată la lucrul ăsta, dar fiecare lucru făcut în amănunt de Dumnezeu are un scop. Și v-am spus, majoritatea oamenilor trăiesc pe acest pământ fără a înțelege care este scopul lui Dumnezeu cu privire la ei, cu privire la viața lor. Dacă Dumnezeu a fost atât de minuțios în crearea plantelor, a florilor și dacă sunteți pasionați să studiați cum a creat Dumnezeu fiecare plantă, fiecare animal, să știți că fiecare lucru este făcut în mod unic de Dumnezeu, cu lucruri unice făcute de Dumnezeu, pentru creația respectivă. Probabil v mai dat exemplele astea. De exemplu, albinele au fost create cu niște firicele pe piciorușele lor, prin care se. Este o formă de, de lipici, prin care se strânge polenul și cu ajutorul acestor lucruri polenizează. Gândiți-vă cât de minuțios a fost creat o albină de către Dumnezeu. Nu știu dacă știți, dar girafele, de exemplu. A un sistem, un sistem în sistemul lor circular al sângelui, au un sistem de-a lungul gâtului care are mai multe robinete puse, ok, care opresc circulația sângelui când girafa își coboară capul, pentru că dacă nu ar fi acest sistem, sistem creat de Dumnezeu, în sistemul lor circular, sanguin, iar ieși ochii din cap, iar ieși creierii din cap, așa viteza ar prinde circulația sângelui în trupul unei girafe. Este lucru ce puteți să studiați. De exemplu, Dumnezeu a creat ciocănitoarea cu un sistem de protecție al ochilor, cu puterea de bătaie a ciocănitorii în copac, dacă nu ar avea acest sistem de protecție a ochilor, iar ieși pur și simplu ochii din cap la puterea cu care o ciocănitoare bate în lemn. gândiți vă lucrurile astea, Dumnezeu, Dumnezeu le-a făcut într-un mod minuțios. Și cu atât mai mult când te uiți la ființa umană, dragilor, de mii de ani se studiază corpul uman și încă sunt o grămadă de lucruri care sunt un mister în trupul nostru. Și Dumnezeu a creat lucrurile astea într-un mod Atât de minuțios. V-am spus despre lucrul ăsta, dacă Dumnezeu a creat într-un mod atât de minuțios pe om, să știți că planurile lui Dumnezeu cu omul sunt mult mai specifice decât ceea ce noi trăim. Sunt în scripturi descoperite planuri clare ale lui Dumnezeu care sunt la oră. Spune că sunt lucruri rânduite pentru un ceas anume. Și atunci, dacă Dumnezeu are planuri făcute cu privire la ore, de ce noi trăim planul lui Dumnezeu? Așa, mai gândesc o dată la câteva luni, oare trăiesc, Doamne, ce mai chema să trăiesc? Unii câțiva ani. Unii chiar în biserici, nici măcar nu ajung vreodată să fi descoperit care e scopul lor pe pământ. Și vreau să știți că sunt cinci întrebări esențiale de la care trebuie să pornim pentru a fi un om de succes pe această planetă. Sunt cinci întrebări esențiale Na, o să vă disper puțin cu astea cinci întrebări, dar să știți că aceste cinci întrebări sunt atât de importante încât ele controlează întreaga lume. Știți că sunt cinci întrebări care controlează întreaga lume? Orice lucru pe care fiecare ființă umană îl face pe pământ este motivat de aceste cinci întrebări. Cel mai sărac om, cel care doarme sub un pod, încearcă să răspundă la aceste cinci întrebări. Cel mai bogat om, cel care locuiește în palat, se frământă cu aceste cinci întrebări. Fiecare etnie, fiecare credință, fiecare cultură se luptă cu aceste cinci întrebări. Aceste cinci întrebări controlează întreaga lume. Ele au creat industria, lumea modei, a amuzamentului. Ele ne trezesc în fiecare dimineață. Aceste cinci întrebări produc lideri corupți. Oameni ce abuzează de propria lor viață, abuzează de alți oameni. Aceste întrebări controlează politicieni, președinți de țară, pastori, dacă vreți. Influențează comportamentul tinerilor din ziua de astăzi. Aceste cinci întrebări sunt atât de puternice încât cauzează război în lume. Știți care sunt aceste cinci întrebări? Sunt cinci întrebări și majoritatea oamenilor de pe pământ nu au un răspuns la ele, cu toate că ei le știu, sunt foarte simple, ori nu au un răspuns la aceste întrebări, ori au un răspuns foarte greșit la ele. Prima întrebare este: cine sunt eu? Cine sunt eu? Chiar dacă este o întrebare simplă, e o întrebare dificilă, și să știți că majoritatea oamenilor nu știu să răspundă la întrebarea asta. Majoritatea oamenilor nu știu să răspundă la întrebarea asta. Majoritatea oamenilor nu știu, oamenilor nu știu care este identitatea lor. Și este un lucru tragic, să știți. Dar dacă definești greșit întrebarea asta legată de tine, o să trăiești greșit viața pe care o ai. Asta e prima întrebare. La doua întrebare este de unde vin? Care este sursa existenței mele? Gândiți-vă că suntem în secolul 21 și încă, încă, și încă unii cred că este trag din maimuță. Știți? Unii mai rău decât atât, unii cred că se trag din salamandre, care la un moment dat s-au transformat în broaște, care la un moment dat s-au transformat în maimuțe și după aceea, prin evoluție, au ajuns la locul în care suntem și cine știe peste vreo câteva milioane de ani în ce evoluăm. Care este sursa existenței mele? De unde vin? Majoritatea oamenilor nu știu să răspundă la întrebarea asta. A treia întrebare. De ce sunt pe acest pământ? Care este scopul meu? De ce sunt pe acest pământ? Care este scopul meu? Peste 90%, ascultați-mă, peste 90% din populația pământului nu are un răspuns clar și corect la această întrebare. Ei merg zi de zi la o slujbă pe care o urăsc, lucrează cu oameni de care nu le place, sunt plătiți mai puțin decât merită și mor prea tineri din cauza frustrărilor. Ei nu știu de ce există. Ei nu știu de ce există. A patra întrebare este ce pot să fac? Care este potențialul meu? Care este potențialul meu? La majoritatea oamenilor nu au nicio idee cu privire la potențialul care este în ei. N-avem idee câți oameni mor fără să fie atins maxim 10% din abilitățile pe care le au. Și lucrul ăsta e tragic. Aveți în timp ce vă zic lucrurile astea și unii dintre voi sunteți deconectați. Dar voi personal nu aveți răspunsuri la întrebările astea. Lucrurile astea, întrebările astea sunt întrebările existențiale ale vieții tuturor oamenilor care au trăit din totdeauna pe pământ și în funcție de răspunsul la întrebările astea își trăiesc fiecare dintre ei viața. A cincea întrebare este unde merg? Care este destinația mea? Oamenii vor să știe care este viitorul lor, înspre ce se îndreaptă. Nu, no, aceste cinci întrebări frământă rasa umană, aceste cinci întrebări mi-au schimbat mie viața. Și vreau să știți, foarte clar vă spun lucrul ăsta, că la aceste cinci întrebări nu am putut să răspund pentru mulți ani. Au fost cel puțin 20 de ani din viața mea în care am trăit fără să știu cine sunt, fără să știu care e scopul meu în viață, de ce sunt pe acest pământ, care e sursa existenței mele, fără să știu care e potențialul meu, fără să știu unde merg, n-am avut răspuns la întrebările astea și am trăit viața așa. Pentru că asta e felul în care oamenii trăiesc atunci când nu. Caută să găsească răspuns la întrebările astea. Trăiesc de pe o zi pe alta. Trăiesc pentru a avea mai mult pe acest pământ. Trăiesc pur și simplu fără scop. Sau cu un scop care nu este scopul lui Dumnezeu pentru ei. Dar la un moment dat în viața mea am descoperit că cea mai mare tragedie a vieții nu este moartea. Cea mai mare tragedie a vieții nu este moartea. Că există ceva mai rău decât moartea. Este o viață trăită fără scop. Nu este nimic mai dureros decât să fii în viață și să nu știi de ce existi. Să ai 80 de ani și să nu știi de ce ești pe pământ, este un lucru tragic. Fără un scop, viața nu are sens. În a treia întrebare, de ce sunt aici? E întrebarea pe care am frământat-o în ultima săptămână și poate mai mergem chiar puțin, puțin înainte în întrebarea asta. În care de-a face cu scopul omului și mă ajutat nou un răspuns la această întrebare? Ce am observat e că toți oamenii toți oameni vor să aibă o viață de succes. N-am întâlnit pe nimeni care să aibă în plan ca să falimenteze mâine. Ați întâlnit pe cineva care are în plan mâine vreau să fiu un faliment maxim. Vreau să trăiesc, să fiu un mare faliment. Mi-am propus să fiu cel mai mare faliment din lumea asta. Este cineva care și-a propus asta. Pentru că acolo e nevoie de eliberare masivă. Nu oamenii caută să fie împliniți, oamenii caută să aibă succes. Nimeni nu-și planifică falimentul. Dar vreau să știți că succesul adevărat are de a face cu a răspunde corect la aceste întrebări. Succesul adevărat are de a face cu a răspunde corect la aceste întrebări. Să știți că cuvântul succes apare în scriptură de mai multe ori și are de a face cu răspunsul la aceste cinci întrebări. Succesul poate fi anticipat. Ați știut asta? Știai că succesul poate fi anticipat. Succesul nu este noroc, nu este un experiment, ci el poate fi anticipat. Succesul a fost făurit de Dumnezeu și poate fi anticipat. La fel și falimentul. Falimentul poate fi anticipat. Vă spun de ce succesul poate fi anticipat. Succesul poate fi anticipat și de aceea poate fi planificat. Succesul poate fi anticipat pentru că omul a fost destinat pentru succes. Ști că tu ai, știi că tu ai fost destinat pentru succes? Știi că scopul creației tale nu a fost să fiu un faliment? Știi lucrul ăsta? O să vă explic puțin mai mult ideea asta. Dar să știți că fiecare dintre noi am fost rânduiți de Dumnezeu să fim un succes pe pământ, nu un faliment pe pământ. Planul lui Dumnezeu pentru orice om este să fie un om de succes. Dumnezeu a rânduit omul pentru succes, dar el poate alege altceva. Succesul omului este strâns legat de umblarea lui cu Dumnezeu. Dumnezeu a rânduit omul să poată trăi cu semnificație doar umblând cu Dumnezeu. Doar umblând cu Dumnezeu. Pentru că trăim într-o vreme a consumului, pentru că fiecare dintre noi cumpărăm o grămadă de produse. Nu știu dacă ați observat, dar fiecare produs vine cu un simbol al companiei care o produce. Ați văzut? Știți că fiecare produs înainte să ajungă pe piață. Este testat dacă are potențialul și capacitatea să producă ceea ce producătorul s-a gândit că trebuie să producă. Și că înainte să fie scoase pe piață, înainte să-și pună producătorul simbolul sau semnul de producător, produsul respectiv testat în mod constant cu privire la funcțiile pe care le are, la ceea ce poate să producă și doar apoi ajunge pe piață. Sau înainte să fie dat în folosință produsul testat, ei se asigură că toate componentele necesare pentru a funcționa sunt puse în acel produs. Dinainte să ți-l vândă ție. Câți dintre voi ați cumpărat un telefon care era doar carcasa goală? Ai cumpărat vreodată așa ceva? De la producător. Nu de la samsari că samsare pot să-ți vândă și mașini, cumperi Mercedes cu motor de trabant. Și funcționează Pe unii vă pot pierde cu ideile astea, dar e o paralelă cu felul în care Dumnezeu ne-a creat, cu faptul că Dumnezeu a pus în noi tot ceea ce era necesar ca noi să fim un succes, Că am fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, și dacă vreți, Dumnezeu și-a pus El semnul, simbolul lui pe noi. Eu vreau să scot în evidență un lucru în dimineața asta. Cu câteva săptămâni în urmă, mi-am cumpărat un nou iPad Pro. Ok? Din necesitate. În fiecare duminică îl folosesc. Ha. Numai duminica, da. Vine direct, vine direct, scris, așa, și duminica nu m-a deschis, și totul e scris și doar duminica. So. Olex a venit cu ambalaj și apoi fiecare cutie conține lucrul ăsta pe care majoritatea oamenilor îl ignoră. Câți dintre voi deschideți manualul de utilizare a iPad-ului? Vă mărturisesc, n-am fost interesat. Dar și ce este manualul de utilizare? Manualul de utilizare este intenția producătorului cu privire la produs. Sunt gândurile producătorului legate de produs. Și conține în special două lucruri. Promisiuni și legi. Știați? Aici este o serie de cărticele în care sunt promisiuni și legi. Promisiunile au de-a face cu abilitățile produsului. Ce poate produsul meu? Ce poate un iPad Pro? Și un iPad Pro, să știți că are mii de funcții. Mii de funcții. Motivul pentru care eu folosesc poate maxim 100 din mii de funcții e pentru că n-am citit niciodată care este potențialul iPad-ului meu. Eu îl folosesc și mai mult pentru a scrie predici, și a predicat de pe el notițele care le-am scris. Dar aia pe două are o putere mult mai mare, are un potențial extraordinar mai mare decât motivul pentru care eu îl folosesc. Dar sunt scrise, tot ce pot, sunt, sunt scrise în manual de utilizare toate lucrurile pe care le poate face. Mai dintre noi dăm scroll Ok? Când primim produsul, dăm scroll jos și acolo scrie ai citit și tu dai da. Uh -huh. Ai dat în jos vreo 50 de pagini și după ce ai dat da, am citit. N-ai citit nimic. Și apoi, produsul vine cu niște legi, știți? Zice să nu folosești produsul la temperaturi înalte. A se feri de foc. Știți, nu? Produsul a se feri de foc. A se feri de apă. Și sunt câteva legi pe care, dacă le încalci, produsul nu o să mai funcționeze corect. Să știți că atunci când Dumnezeu l-a creat pe om, Dumnezeu i-a dat și un manual de utilizare. Ăsta este manualul de utilizare. În cartea să găsești toate lucrurile legate de cum funcționează un om. Amen. Să știi că de pe prima pagină începe să se spune din ce material a fost creat omul, de către cine, care este producătorul lui, care sunt funcțiile omului, care sunt parametri în care el funcționează corect. Știi că există în scripturi o secțiune în care spune să nu. Știi ce înseamnă aia? Aia înseamnă că dacă tu faci ceea ce spune să nu faci, tu ca și om nu o să mai funcționezi corect. Să nu ucizi, să nu furi, să nu minți, să nu jur strâmb, să nu curvești, să nu lăcomești, să nu ai alți Dumnezei în afară de Dumnezeu. Să nu te închini la idoli. Toate lucrurile astea sunt în manualul de utilizare a fiecărui om, fiecare om care încalcă aceste lucruri, să știți că nu mai funcționează corect. Noi stăm cu Scriptura asta și nu înțelegem care e scopul ei. Scopul ei e ca să te descoperi pe tine, să descoperi planul Dumnezeu, ca să poți să dai un răspuns la cele cinci întrebări esențiale. Și majoritatea dintre voi avem, majoritatea dintre noi avem Manualul de utilizare în casă și îl folosim foarte puțin. Cartea asta vorbește despre potențialul pe care tu îl ai. Știai, un potențial mult mai mare decât tu-ți imaginezi. Cartea asta vorbește despre planurile lui, scopurile lui. Știți că cartea asta vorbește despre faptul că tu poți interfera cu o altă lume. Poți comunica cu altă lume, poți conversa cu altă lume, poți fi împuternicit de acea lume, poți trăi în conexiune cu acea lume și aș putea să vorbesc o grămadă de lucruri despre lucrurile astea. Toate sunt în această carte. Și apoi mai este un lucru cu care vine produsul, nu-l am la mine. Dar este un cablu de conectare. Atât. Asta e tot. Cablu de conectare. Indiferent cât de performant e ai pe dosa, dacă nu-i conectat la o sursă de electricitate care să-l încarce, nu-i bun de nimic. Vreau să știi legat de tine, indiferent cât de macho ești, fain, puternic, dacă nu ești conectat la Dumnezeu tu nu poți să funcționezi. Nici cum. Dar gândește că Dumnezeu ne-a creat și uitați-vă la versetul ăsta, Isa 46 cu 10. De fapt, putem să luăm de la versetul 9. Ca să nu luăm de la versetul 8, dar versetul 9 e ok. Domnul vorbește aici în versetul 10 și spune: Aduceți-vă aminte de cele petrecute în vremurile străbune, căci eu sunt Dumnezeu și nu este altul ca mine. Eu sunt Dumnezeu și nu este niciunul ca mine. Și apoi Dumnezeu vine și spune: În ce fel nu este nimeni ca și El? Versetul 10. Spune: Eu am vestit de la început ce are să se întâmple și cu mult înainte ce nu este încă împlinit. Eu zic, hotărârile mele vor rămâne în picioare și îmi voi aduce la îndeplinire toată voia mea. Versetul 11. Eu chem de la răsărit o pasăre de pradă dintr-o țară depărtată, un om, ca să împlinească planurile mele. Dar eu am spus și eu voi împlini. Eu am plănuit și eu voi înfăptui. Și ce spune Dumnezeu aici, în versetele astea? Spune că nu este nimeni, nimeni, ca și El. Care să fi făcut lucrurile mai dinainte, și după ce a făcut lucrurile mai dinainte, să se dea înapoi și să spună: Nu, acum vreau să umblăm în ele. Tot ce este pe pământul acesta deja a fost gândit, deja a fost rânduit de Dumnezeu. Toate lucrurile astea și merg în direcția împlinirii planurilor lui Dumnezeu. Indiferent ce vrei tu să faci, indiferent cum vrei tu să trăiești, să știi că tu nu poți opri împlinirea planurilor lui Dumnezeu. Amin. Ia uitați-vă în versetul ăsta, Proverbe 19 cu 21. Proverbe 19 cu 21. Omul face multe planuri în inima lui, dar hotărârea Domnului aceea se împlinește. Omul face multe planuri în inima lui, dar hotărârea Domnului se împlinește. Cu alte cuvinte, Dumnezeu a mai dinainte lucruri, iar ele se vor împlini. Indiferent ce faci tu. Dar acum, pentru că v-am spus săptămâna trecută că Dumnezeu a avut planuri cu omul. Și v-am arătat în Scripturi că un înger singur e necesar să extindă împărăția lui Dumnezeu pe tot pământul și la toți oamenii, dar Dumnezeu nu a dat acest plan îngerilor, ci a dat acest plan omului. Omul este chemat să trăiască în planurile lui. Ăla e singurul loc în care omul este împlinit, are semnificație, are viitor, Și atunci decât să trăiești așa, fără să știi care ți scopul, pentru ce ai fost creat numai bine, ca o să trăiești în planurile lui Dumnezeu. Pentru că împlinind planul lui Dumnezeu, scopul lui Dumnezeu pentru tine, pentru viața ta, trăiești o viață de succes și o viață cu adevărat împlinită. Tu ești creația lui Dumnezeu și Dumnezeu a pus în tine tot ceea ce era necesar ca tu să fii un succes. Dar Dumnezeu s a dat liberă voință. Și asta complică lucrurile. M-auziți? Dar sunt unii oameni care nu înțeleg că Dumnezeu are mai multe tipuri de voie a Lui. Știți, voia Dumnezeu este legată de planurile Lui Dumnezeu. Voia Lui Dumnezeu este să-și împlinească planurile. Înțelegeți? E simplu. Voia Lui Dumnezeu este să-și împlinească planurile. Dar acum sunt mari frământări la nivel teologic, pentru că unii oameni vin și spun, toate lucrurile au fost rânduite de Dumnezeu, noi nu avem nimic în plan Dumnezeu, ceea ce Dumnezeu a hotărât să împlinească, să împlinește, și indiferent ce fac eu, Dumnezeu face ce vrea El. Vreau să știți că lucrul ăsta nu e adevărat în totalitate. Pentru că tu ai fost creat cu voință liberă, există tipuri de voie al Lui Dumnezeu care implică voința ta. Mai sunteți cu mine sau v-am pierdut? V-am pierdut? Amin înseamnă așa să fie. Sau... Să... Sunt cel puțin trei tipuri de voie al Lui Dumnezeu majore, ok? Și vreau foarte pe scurt, foarte pe scurt, nu intrăm în subiectul ăsta azi, dar doar vreau să înțelegeți că sunt mai multe tipuri de voia lui Dumnezeu și atunci, atunci, faptul că Dumnezeu este suveran nu limitează și nu oprește chemarea ta de a umbla în planurile Lui. V-am spus, cred că și săptămâna trecută, că există niște tipuri de voia al Dumnezeu care spun clar sau în care reiese clar că omul nu poate fi implicat în decizii. Ok? Tu n-ai fost implicat în mai multe decizii, nici măcar legat de tine în sus. V-am zis, mi-ar fi plăcut să mă nasc cu câteva sute de ani în urmă, cred. Știți de ce? A fost o vreme în viața mea în care îmi plăceau aventurile coboilor și a indienilor. Și aș fi vrut să fiu în vremea aia, vine tu, vine eu, dar n-am putut să decid eu lucrul ăsta. Dumnezeu a decis lucrul ăsta singur, fără să mă întrebe Da, se pare că dacă am vrut să trăiesc în perioada aia, vreau să fiu și într-o altă parte a lumii, în care își doresc majoritatea. Da, exact, în India. <laughs> dar nici lucrul ăsta nu l-am decis. Nu mi-am dorit niciodată, dar sunt convins că sunt unii care și-ar fi dorit să fii să fi născut și să fii fost fiu sau fica vreunui mare demnitar, vreunui prinț, vreunui rege, să aibă direct în conturi o grămadă de bani și să trăiască fără griji pe pământul ăsta, dar nici la capitolul ăsta tu nu poți să decizi. Deci asta e voia suverană a lui Dumnezeu. Dar să știți că aici sunt cel puțin patru cuvinte în limba greacă doar cu privire la tipuri de voie suverană a Lui Dumnezeu, sunt patru tipuri de voie suverane a Lui Dumnezeu. Doar cu privire la voia suverană a Lui Dumnezeu. Sunt patru cuvinte în limba greacă care sunt diferite. Unui i boulema sau bulema, roman 9 cu 19. Roman 9 cu 19 este un tip de voie a Lui Dumnezeu. Cine poate sta împotriva voii sale suverane dacă vreți? Împotriva ceea ce Dumnezeu a rânduit mai dinainte, dacă vreți. Cine poate să stea împotriva lucrul ăsta? Nimeni. Ceea ce Dumnezeu a hotărât mai dinainte se va duce la îndeplinire. Ăsta e bulema. Apoi este Gnome, Apocalipsa 17 cu 17. Este ceva hotărât de Dumnezeu ce nu poate fi oprit de nimeni. Căci Dumnezeu le-a pus în inimă să-i aducă, să, să aducă la îndeplinire planul lui. Să se învoiască pe deplin și să dea fiare stăpânirea lor împărătească până se vor îndeplini cuvintele lui Dumnezeu. Planul ăsta din Apocalipsa 17 cu 17 nu poate fi schimbat de nimeni. E ceva suveran al lui Dumnezeu. Ok? Apoi mai sunt Efeseni 1 cu 5, Efeseni 1 cu 9, Proorizo și Protitemis, două cuvinte în limba greacă diferite, alte două tipuri de Lui Dumnezeu care reflectă suveranitatea Lui Dumnezeu. Deci sunt lucruri în planul Lui Dumnezeu care nu pot fi schimbate. Și planurile alea, zice, proverbe 19 cu 21, se vor duce la îndeplinire. Indiferent care sunt planurile omului, ceea ce Dumnezeu a hotărât în mod suveran, va fi dus la îndeplinire. Dar apoi sunt lucruri în care Dumnezeu ne dă acces în decizii. Bun. Sunt voia lui Dumnezeu în care El dorește să intrăm, dar care necesită din partea noastră luptă ca să se împlinească. Sau Matei 7 cu 21. Este cuvântul Telema. Nu și cine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în Împărăția Lui Dumnezeu, ci cei ce, ce cel ce face voia Tatălui meu, care este în ceruri. Deci vedeți aici, este implicată voința liberă a omului. Tu trebuie să spui inima, să setezi inima, să caute să umble în planul lui Dumnezeu. Mai sunteți cu mine? Am o întrebare. Când Dumnezeu ne va judeca, credeți că Dumnezeu îți va pune în vedere versetul ăsta? Pentru că El spune că nu intri în împărăția Lui Dumnezeu dacă nu ai pe inimă să umbli în planurile Lui. Unde ești tu în planurile Lui Dumnezeu azi? Asta e întrebarea. Biblia spune foarte clar că nu o să intri în împărăția Lui Dumnezeu dacă nu ai pe inimă să descoperi care este planul Lui Dumnezeu și să umbli în acord cu planul Dumnezeu pentru tine și pentru viața ta. Uite versetul în fața ta. E ceva ce tu ești implicat E un lucru în care tu iei decizii. Chiar cu privire la voia lui Dumnezeu. Cu privire la telema este scris că voia lui Dumnezeu este mântuirea tuturor oamenilor. Dorința lui Dumnezeu, telema, este mântuirea tuturor oamenilor, dar Dumnezeu știe că nu doar El singur decide, ci și oamenii decid dacă vor să umble în voința lui Dumnezeu. Voia Lui Dumnezeu este mântuirea tuturor. Dumnezeu are inimă pentru toți. Dumnezeu are planuri pentru toți. Dumnezeu are destulă dragoste pentru toți. Dar Dumnezeu știe și și noi știm că nu toți oamenii vor fi mântuiți. Pe că unii aleg să nu trăiască în planul Lui Dumnezeu. Dar e voința Lui Dumnezeu. Ca să se întâmple lucrul ăsta, dar voința Lui Dumnezeu pentru mântuirea oamenilor nu este îndeajuns e nevoie și de voința noastră. Ați înțeles? So, e nevoie și de voința noastră. Implicarea noastră în voia lui Dumnezeu. Noi aici, iară, sunt trei cuvinte. Clesis, 2 Salunceni, 1 cu 11, Eudochia, Luca 10 cu 21, trei peste ele. Și apoi mai este un alt tip de voia lui Dumnezeu, care implică judecată majoritatea oamenilor de pe pământ habar n-au că există așa ceva. Că Dumnezeu te lasă la un moment dat să faci ce vrei tu, dar ceea ce vrei tu în afara planului Dumnezeu și aduce judecată peste tine. Așa e un lucru ăsta. Știți că sunt oameni care vin și zic lasă că Dumnezeu nu mă lasă. Nu? Ați auzit? Dumnezeu sigur nu mă lasă. Mm -hmm. Ia uitați-vă iar asta cu, nu mă lasă, Marco 8 cu 13. Marco 8 cu 13. Dacă vă uitați în context, farisei au iscoceartă cu Domnul Isus. și cer un semn de la, de la el. Și sus, văzându-le inima, trăirea, viața, le zice că nu o să primești niciun semn. Și apoi zice că i-a lăsat. I-a lăsat să trăiască în ce erau ei mai dinainte. I-a lăsat și a intrat iarăși în corabe ca să treacă de cealaltă parte. Mai clar, în Romani 1 cu 24. Romani 1 cu 24. Spune că Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimilor lor. Așa că îți ne singur trupurile. Vezi ce se întâmplă când te lasă Dumnezeu. Și ce înseamnă versetul ăsta? Dumnezeu vine în mod constant la tine și vreau să știți că aici suntem în pericol. Unii dintre noi care suntem în sala asta aici. Dumnezeu vine în mod constant la tine și îți vorbește. El îți spune ce trebuie să faci. Constant, constant. La unii de ani de zile, spune exact ce trebuie să faci. Zice ce nu e ok la tine, îți spune ce trebuie să schimbi la tine. Ok? Cu răbdare face lucrul ăsta, constant. Și tu spui nu. Constant. Până la un moment dat. Când Dumnezeu te lasă pradă necurăției, te lasă să urmezi poftele inimii tale, Vedeți, există o măsură de protecție a lui Dumnezeu peste toate ființele umane, până la un moment dat. Când Dumnezeu, când Dumnezeu vede că tu, pornirile inimitale, sunt doar înspre rău și nu vrei să schimbi viața, și Dumnezeu te lasă pradă necurăției, să-ți urmezi poftele inimitale. Și apoi ajungi în, într-o grămadă aici, versetul 26, versetul 28 ajungi într-o grămadă de distrugeri legate de viața ta. Și mai dau un exemplu, ok? 2 Tesaloniceni 2, versetele 11 și 12. Este un tip de voie al Dumnezeu care implică judecata lui Dumnezeu. Spune: Din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună. Pentru ca toți cei ce n-au crezut adevărul, ce au găsit plăcere în nelegiuire, să fie osândiți. Vedeți versetele astea? Haideți să mai citim o dată. Versetul 11. Din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună. Versetul 12. Pentru ca toți cei ce n-au crezut adevărul ce au găsit plăcere în nelegiuire, să fie o sândiți. Tu în ce îți găsești plăcerea? În adevăr sau în nelegiuire? Pentru că dacă îți găsești plăcerea în nelegiuire, la un moment dat Dumnezeu trimite El peste tine o lucrare de rătăcire. Poți să-ți imaginezi lucrul ăsta. Biblia spune că Dumnezeu a trimis o lucrare de rătăcire. Nu cel rău, ci Dumnezeu. Este un tip de voie al Dumnezeu în care tu poți să intri din pricina faptului că tu trăiești în mod constant în neascultare față de Dumnezeu. Și frații mei, surorile mele, când stau și mă uit, la cât de mult suntem pasionați de a trăi în planul, în scopurile Lui Dumnezeu, cât de mult suntem interesați, cât de mult ne dorim să știm man, pentru ce există. Vă spun că dacă am dat un test cu privele astea cinci întrebări, majoritatea răspunsurilor ar fi foarte superficiale din partea noastră. Pentru că avem răspunsuri superficiale la lucrurile lui Dumnezeu. Și atunci ne mirăm că nu umblăm în planul lui Dumnezeu, trec ani și ani peste noi și singurul lucru pe care îl facem în relație cu Dumnezeu e să frecventăm biserica, să stăm în stări, să facem anumite lucruri, slujiri. Vreau să știți lucrul ăsta, Dumnezeu nu are nevoie de slujirea ta. Tu ai nevoie de slujirea Lui. Dumnezeu nu are nevoie de tine, nu are nevoie de mine, nu are nevoie de niciunul. Dar prin slujirea noastră și devotamentul nostru față de El, intrăm în planurile Lui. Începem să plinim planul Lui Dumnezeu. Spune clar în Scripturi că planul Lui Dumnezeu se vor împlini, să știi, fără noi se pot împlini, fără aportul nostru, fără implicarea noastră. Dar dacă noi nu umblăm în planurile Lui, lucrul ăsta nu aduce binecuvântare peste viețile noastre. Lucrul ăsta duce, lucrul ăsta duce blestem peste viețile noastre. Avem nevoie fiecare dintre noi să căutăm, să dăm răspunsuri. De ce exist? care e scopul meu pe pământ? De ce mi-a dat Dumnezeu toate abilitățile care le am? Cum pot să pun tot ceea ce am eu în slujba lui Dumnezeu? pentru că împărăția Lui Dumnezeu să se extindă, ar trebui să fie preocuparea ta numărul unu. Dacă știi cine ești, dacă știi care sursa existenței tale, cum funcționezi, pentru că ai deschis Biblia și ai descoperit lucrurile astea, slavă Domnului! Acum trebuie să treci la punctul 3 și punctul 4. De ce există? Care e potențialul meu? Ce pot eu să fac? Pentru că vreau să știi, Indiferent cât ai descoperit până acum din potențialul tău, potențialul tău este infinit mai mare decât ceea ce tu crezi, despre ceea ce tu ai făcut. Majda dintre noi stăm și ne comparăm cu cei din jurul nostru, ne comparăm toate lucrurile legate de ceea ce suntem chemați să facem, în funcție de cum se comportă și ce fac cei din jurul nostru, tu nu ar trebui să te uiți decât la ceea ce Dumnezeu a pus în tine și la potențialul care este în tine pentru a împlini planul și voia lui Dumnezeu. Pentru că de cele mai multe ori nu slujim pentru că, pa, eu nu sunt ca el, eu nu pot, eu nu, eu nu, n-am. Și te compari. Și diavolul îi place lucrul ăsta. Încă nici n-am vorbit despre faptul că este unul care stă împotriva împlinirii planului Dumnezeu pentru viața ta. Și majoritatea da dintre noi nici măcar nu procesăm lucrurile astea. Dar Dumnezeu are planuri și diavolul are planuri. Ați observat lucrul ăsta? Vă dau doar o idee, bun? Vă dau doar o idee. Pentru toți cei care sunteți căsătoriți. Pentru toți cei care sunteți căsătoriți și ați făcut un legământ de căsătorie cu soțul sau soția voastră, să știți că diavolul are planuri cu privire la toți ca o altă femeie sau un alt bărbat să vină în viața ta, ca legământul căsătoriei să fie distrus. Știți lucrul ăsta? Nu este un om în sala asta care este căsătorit și față de care diavolul să nu fie avut și să nu aibă un plan ca altcineva să vină și să înlocuiască pe partenerul sau pe partenera ta în căsătorie. Ăla e planul cel rău ca să distrugă planul lui Dumnezeu cu privire la tine și la viața ta. Pentru toți cei care sunteți necăstoriți, există un plan specific al lui Dumnezeu legat de căsătorie. Există un plan specific al lui Dumnezeu legat de căsătorie în care tu trebuie să intri, în care tu trebuie să stai. Dacă Dumnezeu n-a creat nimic așa la voia întâmplării, să știi că nici lucrurile importante din viața ta nu sunt deloc la voia întâmplării, ci sunt lucruri în care să cauți fața lui Dumnezeu inima lui Dumnezeu. Cum ar fi să stăm ca și biserică înaintea lui Dumnezeu și să începem să trăim împotriva curentului care e în majoritatea bisericilor? Știți ce observ ca și predicator? Majoritatea oamenilor vin la biserică, vor să aud un cuvânt bun, îl evaluează în funcție de starea lor, ce a produs în ei. Și sunt diferite tipuri de biserică care au diferite tipuri de predică de care ei au nevoie, în funcție cu ce ai fost obișnuit. Știi asta? Dacă te duci într-o biserică în care s-a vorbit foarte mult așa, dur, cu cât ești mai dur, cu atât mai celebru. Știi treaba asta? Avem cunoștință, o grămadă, dar totuși când ni se pun întrebări specifice, nu știm să răspundem nimic. Pentru că am fost superficiali. Cum ar fi ca biserica să nu mai trăiască în superficialitate? Poate și când ne întâlnim, nici mai nu e necesar să venim să vorbim despre cinci concepte. Poate ne trebuie unul și bun și să stăm pe el până când începem să-l practicăm. Pentru că dacă nu ajungem în locul ăsta în care performăm, dar nu este transformare în lăuntru nostru. Transformare în ființa noastră. Înnoire în noi și împlinirea planului lui Dumnezeu. Sofrași și surori, vreau să stăm puțin înaintea Domnului. Fiecare dintre noi